încă acum un an, autoritățile noastre ne anunțau că întreprinderea de stat Calea Ferată a Moldovei este aproape să dea faliment. Traficul internațional de pasageri a fost totalmente suspendat în pandemie. Transportul de marfă în tranzit a fost foarte tare redus. Aprovizionarea era foarte defectuoasă și incertă a necesităților esențiale a întreprinderii. 300 de milioane de lei datorii erau inclusiv datorii salariale. Despre foști manageri aflam doar de la procuratură. 15 milioane pe lună pierdere genera întreprinderea Calea Ferată a Moldovei, pierdere operaționale și lista poate continua. Pentru ca să treacă un an de zile și noi săptămâna asta să citim o postare, hai să arătăm această postare. Mulțumesc. Băcăță că de... De public. Arătăm această postare ca să vedeți cum, după un an de zile, Calea Ferată a Moldovei poate așa să-și facă un tuning și să ne anunțe următorul lucru. Ia hai. Ba, ba. Da, chiar de la o luni da. Am aflat asta. CFM a achitat de mai jos. Integral, restanțele la salariu pentru anul 2021, întreprinderea anunță că de la 31 mai a achitat integral restanțele, începând cu 1 iunie 2021, odată cu schimbarea conducerii, salariile au început a fi plătite fără întârziere, ba chiar urmează din luna iulie să fie crescute cu 70%. Adică noi nu mai vorbim de o întreprindere care stă pe burtă și de-abia respiră, mega, ci de una care și-a achitat datoriile și începe să crească salariile. Salariile nu le poți crește din pod, asta înseamnă că întreprinderea trebuie să funcționeze. Dar cum să faci într-un an de zile să funcționeze o întreprindere care a fost atât de obraznic, sărăcită și pusă pe brânci de managerii săi? Acum un an, întreprinderea s-a ales cu nou director. Este vorba despre Oleg Tofilat. Hai să arătăm și profilul de LinkedIn al lui Oleg Tofilat, pentru că eu eram curios să văd ce background are acest om. Am intrat și am văzut. Oleg Tofilat a lucrat la Air Moldova, după care a lucrat într-o altă companie aeriană din Ucraina, dacă nu mă înșel. După care a fost... Asta unde vezi? Eu trebuie să mă loghez, nu? Ca să văd. A, da, tu nu ești, da? Calea Ferată din Moldova. Trebuie să fie profilul lui aici, nu? Da, dar trebuie să mă loghez Joint și eu. Connect, eu și LinkedIn. Tu n-ai LinkedIn, așa? Da. Bun. Oleg Tofilat a activat în mediul nostru... hai să zicem așa, de stat, în funcție de stat. De fapt, nu știu dacă consultanții și consilierii sunt angajați în funcție de stat. A fost pe lângă trei prim-ministri. Prim-ministru Chicu, prim-ministru Ciocoi și prima ministră Maia Sandu. Pe lângă toți trei, Oleg Tofilat a activat în calitate de, într-un caz, consilier, în alt caz, consultant și așa mai departe. Și iată că anul trecut Oleg Tofilat a fost pus în funcție de director al întreprinderii Căile Ferate, Calea Ferată a Moldovei. Eu eram curios să înțeleg, eu tot am de gestionat oameni, echipe, proiecte, mie mi-este interesant să fur meserie de la alții. Și l-am contactat și l-am rugat să-mi explice în ce a constat magia, cum e posibil într-un an de zile să pui de pe brânci, pe picioare, o dita mai întreprindere cu atâtea datorii. S-a întors dopsus după un tren și în una din vagoane erau bani. Interviul merită atenția voastră, uitați-vă până la capăt. Hai că e mai complicat și iar să nu greșim cu sunetul. Noi dispăream. Nu e vorba de magie, e vorba de faptul că fiecare își face lucru și se ocupă fiecare de ceea ce poate mai bine. În principiu au crescut volumele transportate, au crescut încasările pe fiecare tonă transportate, am mai micșorat din costuri, am mai atras fluxuri de tranzit. Deci am făcut ceea ce trebuie să facă întreprinderile eficiente, să prinde piața lor și să se extindă pe această piață, să o apuce cu dinții. De exemplu, dacă la cereale înainte Calea Ferată nu conta, nu era tare atractivă și majoritatea cerealelor se transportau cu camioanele, acum probabil 2/3 din cereale se transportă cu trenul, cel puțin 2/3. La fel ne extindem prezența pe piața combustibilului, logisticii combustibilului. Și pe alte mărfuri noi contăm tot mai mult. De ce? Pentru că am devenit mai sensibili față de necesitățile clienților și mai atractivi în comparație cu transportul rutier. De ce? Pentru că noi am umblat mai puțin la tarife. Deci noi nu prea le-am majorat spre deosebire de transportatorii rutieri. Evident că am avut noroc pe treaba asta pentru că au crescut prețurile la combustibil. Cum zicea
politician cu o anumită notorietate, dacă nu mă înșel, îi spune Winston Churchill, oamenii deștepți și optimiști văd oportunități în orice problemă, pe când aia mai puțin optimiști văd probleme în orice oportunități. Pe că noi am văzut o leacă de oportunitate în prețurile care cresc, am zis mulțumesc, slavă Domnului că cresc, asta înseamnă că noi putem deveni mai atractivi pentru că noi nu o să mărim tarifele așa de o veselie. Prima mărire de tarife, dacă și o să întâmple, o să întâmple de la 1 iulie doar cu 10% pe export și doar cu 15% pe tranzit. În rest, am pus procesele operaționale să meargă bine. Și e vorba de achiziții la timp, e vorba de a înțelege necesitățile clientului și a-i da o predictibilitate câte vagoane o să aibă oferite și când. E vorba de a propulsa mai repede trenurile, de a mări viteza transporturilor. Deci cam așa ceva. Fiecare își face treabă și facem transport, facem logistică și nu facem niciun fel de politică și gălăgie. Cam asta. Totuși, domnule Tofilat, am văzut că prin interviuri preferați să ocoliți temele legate de managementul anterior. Ce nu s-a făcut la calea ferată până acum, astfel încât întreprinderea să nu ajungă în această paragină? Pentru că înainte să preluați funcția, se vorbea despre faptul calea ferată e aproape de faliment. Da. Ce nu s-a făcut pentru calea ferată până acum, astfel încât să nu se ajungă la această situație? Deci eu probabil sunt primul, dacă nu chiar unicul conducător de la calea ferată care nu primește nicio comandă politică, fă asta, dă-i contractul ăsta, lua acela, dă-i condiții preferențiale, lua altul, deci nu-mi sună nimeni să mă roage cu așa ceva. Și asta înseamnă că noi putem să ne concentrăm pe ceea ce este optimal pentru întreprindere. Doi, eu nu mă distrag pe ceea ce nu este prioritar. Din păcate, la calea ferată este o întreprindere foarte, foarte mare. Și apar diferite sugestii. Uite, acolo este o nedreptate. Uite, dincolo este, nu știu, se delapidează de acolo sau se este risc de uite dacă noi am face asta ar fi mult mai bine. Poate, dar nu poți să le faci pe toate deodată. Trebuie să te concentrezi exclusiv pe ceea ce este prioritar. Pentru că dacă o chestiune care în principiu pare importantă, dar îți răpește foarte mult timp și îți aduce un randament, să spunem, de 100.000 de lei, iar tu le ești restul tot baltă, și lucruri de 10 de milioane de euro nu se mișcă, atunci tu riști să pierzi controlul întregii întreprinderi. Deci este esențial să te concentrezi pe priorități, iar restul să le abordezi încetişor, ceea ce poți delega de leagă, iar ceea ce nu te poți concentra acum, minimizează riscurile la maxim cu efort minim și concentrează-te pe esențial. Iar ceea ce este esențial, noi am punctat în planul de modernizare care l-am publicat și pe site. El e destul de simplu, cine are plăcerea poate să intre și să facă cunoștință, unde noi taman am setat prioritățile și noi mergem după prioritățile cele din vara trecută, de la bun început. Iar prioritățile de fapt sunt extinderea cotei de piață, cât mai multe tone transportate, 1. 2. Asigurarea perfectă cu materiale de producere și o mare parte din tot asta este agenda investițională, pentru că mijloacele noastre de producere sunt la limita lor de rezistență și atât liniile noastre practic sunt într-o stare critică, cât și materialul rulant lasă foarte mult de dorit. Dacă noi nu ne mișcăm cu o viteză exorbitantă în agenda noastră de investiții pentru a reabilita căile mai pe toată țara, pentru a procura vreo 30 de locomotive de manevră, pentru că toate sunt de vârsta mea, din păcate, acum care le avem. Și ne imaginăm ce înseamnă, ce performanță dau niște motoare diesel de 45 de ani. E jale.
dacă noi nu procurăm, nu asigurăm achiziția în termeni proximi a vreo 3-4 mii de vagoane marfare, noi peste 3 ani nu vom avea cu ce opera. Și toate aceste lucruri trebuie de făcut extrem de urgent, pentru că au un ciclu de implementare destul de lung. Deci dacă eu azi aș semna contractul de livrare la un vagon, vagonul probabil că o să-l am peste 12 luni. Deci e o problemă logistică foarte interesantă de abordat pentru oamenii care iubesc să soluționeze probleme. Deci avem avantajul că nu prea avem de ales, sunt tare clar prioritățile și trebuie să ne mișcăm repede, exclusiv pe dânsele. Este esențial în managementul corporativ ca să te concentrezi pe ceea ce se face repede, ceea ce aduce rezultate. Deci în loc ca noi să chițibușărim, da, la noi cheltuielile s-au micșorat destul de dramatic, însă mult mai dramatic la noi s-au mărit veniturile. Deci luna aceasta noi, hai să zicem, pe luna mai, noi am încasat probabil de 4 ori mai mult decât în mai 2021. Clar că asta ne-a mers, dar vorba aia, principalul noroc să ai, că prost nu-i greu a te faci. Și optând pe priorități, iar încă una din priorități este în a deveni un angajator atractiv, pentru că salariile medii de 4.000 de lei pe lună, noi nu ajungem departe. Da? Eu îi mulțumesc colectivului că a răbdat acest an primul cu salariile care erau. Dacă merge tot normal, de la 1 iulie le majorăm cu aproximativ 70% și o să ajungem cam la 7.000 salariu mediu. Și dacă merge tot normal, la anul vom mai avea o rundă de majorare a salariilor și sper să ajungem aproximativ la 10.000 salariu mediu. Dar runda de la anul va fi ceva mai sofisticată, va fi cu reorganizări, cu optimizări de structură, cu modernizări de procese. Deci nu va fi pur și simplu tot rămâne așa cum a fost și mărim și salariile. Din păcate așa n-o să iasă. Iar într-un viitor de vreo 5 ani, noi trebuie să ajungem la niște salarii medii de aproximativ 15.000 de lei în banii de azi. Adică cam aproape de 2 ori mai mare decât media pe economie. Bun, nu cu 2, dar cu vreo 50-60%. Cum rămâne cu restul modernizării? Înțeleg că pentru a moderniza mai departe calea ferată este nevoie de împrumuturi. Iar calea ferată nu are un dosar creditar prea plauzibil ca să poată contracta aceste împrumuturi. Spuneți-ne de planurile cele mai apropiate și cum ele pot fi realizate. Ce concret credeți sau planificați să faceți în materie de modernizare a întreprinderii, a echipamentelor, a imaginii, a brandingului, la toate capitolele ar vrea să știu. Suntem foarte norocoși și foarte fericiți. Dacă un an în urmă calea ferată era poate printre cele mai disperate întreprinderi, acum probabil calea ferată este locul unde se întâmplă lucrurile. Și pe chestiune de imagine, drept că acel om rău de la Moscova, Putin, ne-a stricat principala lovitură de imagine, trenulețul n-a luat locul întâi la Eurovision, că dacă nu era Putin, precis că l-am fi luat, că nu era războiul și probabil erau toate șansele. Totuși e despre trenuri, despre Chișinău, București, chiar a coincis cu lansarea rutei, dar și e și un cântic bun, așa să zicem. Deci noi, Calea Ferată, suntem o întreprindere mare în comparație cu restul Moldovei și în principiu portofoliul de investiții care trebuie să-l atragem, e vorba de vreo 700-800 de milioane de euro. Și asta se întâmplă pe piață care crește, deci nu excuți până la urmă să iasă și mai mult. Dar când noi împărțim aceste investiții la randamentul economic care îl va aduce, și vorbesc nu doar de încasări bănești, eventual ceva la bugie, dar e vorba de fortificarea capacităților de export a țării, pentru că exportul va deveni mai mare în volum și mai ieftin la tonă. Noi vorbim de o ecologie mai bună în țară, pentru că o tonă transportată de tren dă de vreo 6-7 ori mai puține emisii decât un camion. Noi vorbim de drumuri mult mai libere și mult mai puțin uzate, pentru că un tren de cereale e echivalentul la 130 de camioane. Vă imaginați? Iar că la Giurgiulești anul trecut au fost exportate 500.000 de tone de grăunță. Dacă împărțim pe camioane, asta e 20.000 de camioane. Asta e aproape, deoarece e vorba de a doua jumătate a anului, când prima nu a fost roadă. E vorba de vreo 130 de camioane fiecare zi care treceau prin satele de acolo.
E ca 130 de camioane, e exact un tren. Și treci trenul odată pe zi și gata, toată ziua e liniște. Asta e diferența. Ca să nu vorbim despre faptul că 130 de camioane ocupă ceva loc pe drum și oamenii mai încet ajung acolo unde își țin ei calea. Deci dacă vorbim de ce fel de finanțare atragem, e destul de clar că infrastructura se finanțează din bani publici, cam fix așa ca și drumurile cum se finanțează, și efectele bugetului și le strângă din generare de activitate economică, de impozite, de taxe de export și de import. Iar în ce privește materialul rulant, noi vom merge pe două filiere, adică pe două lucruri de bază. Prima este principiul de leasing, când noi nu intrăm în proprietate și noi avem contracte de manieră că dacă calea ferată nu plătește, aceste vagoane sau locomotive pot fi ușor retrase de la noi și transmise altcuiva, respectiv riscul comercial e mai mic și respectiv noi avem de... Deci noi găsim parteneri doar nici de a intra în atare tranzacții. Evident, acolo noi avem o transparență destul de mare în privința atractivității comerciale acestor vagoane, pentru că noi arătăm, dragi prieteni, uitați-vă, este piață, sunt exportatori de cereale, sunt utilizatori de, sunt producători de ciment, de materiale de construcții care au nevoie de vagoane. Și dacă eventual noi n-ați plătim, puteți trece la relații directe cu dânsii și să vă plătească ei. Important să aducem materialul ăsta rulant în țară și el e capabil să genereze bani destui ca să putem achita contravaloarea sa plus dobândă. Și respectiv dobândă să fie una atractivă. De ce? Pentru că a doilea principiu este să atragem cât mai multe fonduri de susținere a exporturilor din țările producătoare. În cazul nostru, unul din momentele care se întâmplă acum pe achiziții de vagoane este proiectul de achiziție a 1000 de vagoane cerealiere prin intermediul acelui credit suveran de la guvernul Poloniei. Deci dacă vom reuși, atunci un producător polonez va produce toate componentele vagoanelor, dacă da Dumnezeu le asamblăm la Basarabiasca și respectiv de servirea lor pe toată durata de exploatare, tot se va face în Basarabiasca, care e un orășel profund, feroviar. Transportul pentru pasageri are cumva șanse și el să fie modernizat, pentru că noi ieșim un pic în afara țării și vedem deja cum arată transportul feroviar. Care sunt șansele la calea ferată? Ca să vorbim un pic de transportul de călători, deci ce s-a întâmplat în ultimul an, noi am reluat cursurile internaționale care nu au mers de la începutul COVID-ului. Da, eu admit că la București merge un tren foarte clasic, așa cum era el și 30 de ani în urmă, nu tare mult s-a schimbat. Noi ne străduim să-l ținem în condiții salubre și să fim cât de posibil receptivi la călătorii noștri, dar înțeleg că e departe de a fi ceva ultramodern. În același timp, noi trebuie să înțelegem că trenul nu poate fi tren modern pe infrastructură cu limitări de viteză și cu toate problemele ei. Și din păcate, nu numai în Moldova e problema asta, dar e problema și în România. Și problema neiluzorie. De exemplu, durata de la Iași la București e cel puțin 6 ore. Respectiv că și noi la Iași ajungem tot cam în 5 ore, chiar și fără de schimb de cartament. Respectiv, trenuri rapide, asta e o istorie mult mai lungă de cooptare sinergiilor cu românii și cu Brussels-ul pentru a face coridoare modernizate pentru transportul de călători. Evident, noi suntem foarte vocali pe filiera asta în discuția internațională, dar aici trebuie să ne înarmăm cu răbdare, pentru că până când nu va avea loc modernizarea infrastructurii de la București spre Iași, pe urmă spre Ungheni și spre Chișinău, și cum era ideea noastră și spre Odessa, TGV-uri nu vom avea. Dar asta nu înseamnă că noi suntem pe loc, pentru că în mijloc de februarie noi deja am discutat cu
părțile implicate majore din Iași despre conceptul de mobilitate regională pentru călători feroviari. Și ideea era să avem 4 trenuri pe zi de la Chișinău spre Iași și 4 trenuri pe zi de la Chișinău spre Odessa. Din nou clasicul de la Moscova, Putin ne-a dat o lovitură sub centură și ne-a compromis această idee simpatică de a trece o bună parte din traficul regional pe tren, pentru că dacă ai 4 trenuri pe zi spre Odessa în fiecare parte a zilei, atunci probabil că mai mulți ar renunța la automobil, la autobuz, pentru că trenul, asta e treabă, trenul nu stă în rânduri în vamă, trenul nu are ambuteiaje, trenul nu are treabă cu problemele legate de zăpadă, de exemplu, sau de ploaie, de grindină. Deci trenul e mult mai sigur în treaba asta, așa, mai predictibil. Și plus, acolo merg trenuri modernizate. Dar cum se termină războiul, cum vom relua? Este evident că aveți capacități manageriale, capacități vizionare. Oameni cu asemenea capacități își găsesc locul în corporații cu salarii decente, care asigură o viață decentă, o viață îndestulată. Având în vedere că conduceți o instituție de stat, salariul dumneavoastră nu e un secret. Pentru ce motivație? Foarte simplu. Faceți ceea ce faceți. Profesorul nostru de analiză politicilor publice de la Maxwell, care e școala numărul 1 de administrare publică din Statele Unite, spunea Larry Schroeder, iubea să repete. Economiștii trebuie să fie oameni cinici și ar fi bine ca și oamenii cinici să fie economiști. Eu nu sunt altruist și sunt extrem de cinic, dar în privința salariului, care pare foarte altruist la momentul actual, eu înțeleg foarte bine că eu voi capitaliza asta probabil în următorul meu job, pentru că nimic nu-i veșnic, experiența care o acumulez și notorietatea la calea ferată va putea fi capitalizată atunci când voi trece înapoi în sectorul de experți internaționali sau eventual în sectorul privat. Sper că asta răspunde la întrebarea dumneavoastră, pentru că atare experiență și atare ocazie de a face lucruri importante, majore și frumoase, nu ai să ai așa ocazie, nu e vorba de bani. E ca pentru un muzicant să ieși să cânti pe scenă cu Pavarotti, nu știu. Este o oportunitate care se întâmplă foarte rar și eu sunt bucuros, soarte că am oportunitatea să fiu în locul acesta, taman în timpul acesta când oportunitățile pot fi fructificate. Noi vorbim despre ce salariu lunar? Nu e mare secret, e 18.000 de lei, asta cam cât ies, cam $1.000. Mm-hmm. Și din cât înțeleg, asta este investiția în cariera de mai departe. Dar stați un pic că el o să mărească. Eu așa înțeleg că e mare. La conducător nu se mărește automat, dar cred că vreo 50-50% o să fie mai mult. Bun, în orice caz, eu am fost funcționar public cu bună parte din viață, eu sunt deprins să trăiesc pe un salariu nu chiar mare și în afară de asta eu sunt foarte cinic, am multe deprinderi care mă fac să trăiesc bine fără a cheltui multe resurse. De exemplu, eu am vreo 3 feluri de tigăi bune acasă, pe care pot să faci steak-uri sau creveți în sos teriyaki. Și asta te costă foarte ieftin. Apropo, creveța nu s-a mărit în preț, nu i-a afectat inflația. E vorba despre a cunoaște cum să trăiești. Deci eu sunt low maintenance person. Eu n-am nevoie de tare mulți bani ca să fiu fericit. Dar evident că voi capitaliza asta când am să zic că ajunge cu calea ferată, nu știu, într-un an sau doi. Nu e mare problemă, o pui ca investiție, pentru că sunt sigur că am să-mi aleg următorul job care va fi mai atractiv financiar. Nu-mi fac griji pe tema asta. Eu vă mulțumesc pentru interviu.